Iisuse Hristoase, venim în această seară să admirăm iubirea Ta, să Te urmăm pe calea mântuirii noastre. Venim să-Ți aducem rugăciunea noastră, această jertfă pe care Tu ai adus-o să fie spre mântuirea noastră, să fie spre pacea lumii întregi, de binecuvântarea poporului nostru, să fie o chemare pe care noi vrem astăzi să urmăm împreună cu episcopul nostru, martir Anton Turcovici. Primește, o Iisuse, dorința noastră de a Te însoți pe drumul iubirii, ca și noi să știm să purtăm în lume imaginea Ta și curajul Tău. Ne pregătim pentru acest drum, spunând act de căință. Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat, deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâi, Iisus este osândit la moarte. Te închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este hotărât să sufere chinurile nedrepte la care îl osândește Pilat. Doamne Dumnezeul meu, osândit pe nedrept la moarte, te rog să-mi dai putere să rapt cu blândețe, când mi se face vreo nedreptate, astfel să fiu asemenea Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, o cruce mare îi se pune, pe umerii însângerați, și El o poartă cu răbdare, spre a-i mântui pe ai săi frați. Stațiunea a doua,
sus ia crucea pe umeri. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus îmbrățișează crucea, o ia pe umerii săi și o duce cu resemnare. Mântuitorul meu, pe care ai purtat cu resemnare crucea încărcată cu păcatele mele, fă ca și eu să port fără plângeri crucea datoriilor mele zilnice și să sufăr cu răbdare neplăcerile ce mi ies în cale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse, răstignit pe cruci! Iisus, în tâia oară cade, puterile n-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă pituit. Stăciunea treia, Iisus cade în tâia oară sub povara crucii. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade sub povara crucii, dar gândindu-se la mântuirea mea, se scoală fără șovăire și își urmează calea spre Golgota. Mântuitorul meu, la prima ta cădere sub povara crucii, amintesc de primele mele căderi în păcat. Doamne, pentru meritele suferințelor tale, te rog, iartă păcatele mele. Ca și tine, vreau să mă scol cu mai multă hotărâre și să te urmez cu mai multă dragoste pe calea pocăinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce! În drum spre Golgota târnește pe prea mâhnita Maica sa. Întâlnește pe Maica sa îmburerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ca Sfânta Fecioară însoțește pe Fiul ei iubit în toate suferințele sale. Este și mama mea și mă însoțește pe calea vieții. Mântuitorul meu, pentru durerile ce le-am simțit, pentru durerile ce le-ai simțit când te-ai întâlnit pe drumul Carvarului cu mama ta, prea sfântă, trăgă-mi iubirea cea mai curată și devotată față de tine. Eu sunt fiul ei și vreau să o cinstesc în timpul vieții mele. Maică îndurerată, roagă-te pentru mine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, silă Simon din Cirene, îi duce crucea lui Iisus,
dar cât cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. Acțiunea cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Nu de bunăvoie, ci silit, îl ajută Simon din Cirene pe Iisus să-și ducă crucea. Să el cunoaște în curând cine este Iisus și duce cu bucurie mai departe povara crucii. Doamne Hristoase, care ai deschis ochii lui Simon din Cirene, deschide și ochii sufletului meu, ca să cunosc voința ta în greutățile pe care le întâmpin și ajutat fiind de tine, să le port cu răbdare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, și Veronica, oma hramă, cu milă întinde Domnului, pe care drept recunoștință se întipărește. Stațiunea șasă, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus își întăpărește fața plină de sudoare, praf și sânge, marama ce i-o întinde Veronica cea miloasă. Doamne, știu că numai prin suferință voi putea reproduce în mine chipul Tău. Te rog, deci, să-mi dai putere ca prin muncă și suferință să devin tot mai asemănător cu Tine, Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săpat. Stațiunea șaptea, Iisus cade două oară sub povara crucii. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Istovirea lui Iisus crește, drumul urcă, crucea îl apasă tot mai greu. Și el cade a doua oară. Doamne, și eu cad adeseori în păcat. La fiecare cădere, ridicarea este tot mai anevoioasă. Dar după pilda ta și cu ajutorul harului tău, vreau să mă scol cu hotărâre și fără întârziere. Într-o spovadă vână, vreau să dumădesc puteri noi, ca să te urmez. Ajută-mă, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, femei plângând în conșoară, pe drumul greu chinuitor, Iisus le-ndeamnă să
Rugăciunea 8-a. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Văzând femeile ce plâng de mila Lui, Iisus uită de suferințele sale și le mângâie. Mântuitorul meu, Tu ai trăit toată viața Ta pentru alții și chiar în suferințele Tale găsești cuvinte de mângâiere pentru cei întristați. Dă-mi putere să pot renunța la dorințele mele deșarte și să găsesc cuvinte de mângâiere pentru cei care suferă în jurul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, cât pentru a treia oară cade, călăiul împing și de pat, și noi ne asemănăm cu dârșii, atunci când face. Stațiunea nouă, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade pentru a treia oară sub povara crucii, dar se ridică și cu ultimele puteri urcă muntele Calvarului. Mântuitorul meu, pe tine nu te-a putut întoarce nicio greutate. Privind la tine, mă rușinez, mă gândesc de câte ori am uitat de propunerile mele bune. Prin meritele căderilor tale, te rog, dăruiește-mi puterea trebuincioasă ca să nu mă abat de la propunerile mele bune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce! Iisuse, despuiat de haine, iar rănile cumplit în dor, și dezbrăcat ce greu-i vine, să stea în văzul tuturor. Stațiunea 10-a, Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Călăii smulg fără milă hainele lipite de rănile Mântuitorului, lăsându-L fără îmbrăcăminte în fața mulțimii. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai voit prin rușinea despuierii Tale în fața mulțimii să aduci în destulare pentru lipsa mea de bună cuvință în vorbe, purtare și îmbrăcăminte. Îți promit că îmi voi înfrâna gândurile, privirile și vorbele și voi cinsti trupul meu și al altora ca pe un templu al lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat. El suferă ca să ne spere de răutate și păcat.
11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Și lasă mâinile și picioarele în voia călăilor care le pironesc pe cruce. Doamne Iisuse Hristoase, prin pironirea mâinilor și picioarelor tale ai voit să ne dai un exemplu de ascultare desăvârșită. Tu ai fost ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Exemplu ascultării tale, vreau să urmez poruncile tale sfinte, chiar dacă va trebui să răstignesc dorințele mele păcătoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce! Pe cruce Domnul ne moare în chinuri, de însuși Tatăl părăsit, dar misiunea-n credințată, prin jertfa crucii a plinit. Stațiunea 12. Iisus moare pe cruce. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ajuns la capătul suferințelor sale, Iisus, aplecându-și capul, își dă sufletul. Iisuse, Mântuitorul meu, tu ai împlinit tot ce ți-a încredințat Părintele Ceresc în chipul cel mai desăvârșit. După exemplul tău vreau să trăiesc cu totul după chemarea mea și să-mi împlinesc datoriile, chiar și cele neplăcute, în chipul cel mai desăvârșit, iubire către tine. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, e împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Cât de trupul e dat jos de pe cruce, și-n brațele Mariei pus, și ne-ar putea simți mâhnirea cu care Stațiunea 13-a, Iisus este coborât jos de pe cruce. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii coboară trupul lui Iisus de pe cruce și îl pun în brațele mamei sale îndurerate. Cine ar putea măsura suferințele tale, mamă îndurerată? Ele sunt fără număr ca și răutatea oamenilor care l-au răstignit pe Fiul tău iubit. Pentru durerea ce ai simțit-o la vederea trupului neînsuflețit a Mântuitorului meu, te rog primește-mă și pe mine ca pe un copil al tău și învrednicește-mă în ceasul morții de prezența ta. Bucură-te, Mărie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus e îngropat cu șale într-un mormânt nou și curat. Să-i dăm și noi ca locuință un suflet bun nefitovat. Stațiunea 14. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii și femeile care l-au urmat pe Iisus până pe calvar așează trupul său într-un mormânt nou săpat în stâncă. Liniștea mormântului, trupul lui Iisus așteaptă 3 zile clipa învierii sale. Doamne Iisuse Hristoase, aștept în liniște și de cere pe altarele noastre să te viziteze toți cei osteniți și împovărați. Nevoile și suferințele mele voi căuta și eu mângâiere și alinare în fața altarului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O, Doamne, noi am fost pricina că așa de mult ai suferit, dar Tu, în marea tulburare, ne iartă tot ce Sfântul 15-a, Iisus învie glorios din morți. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După cum a anunțat, Iisus rămâne 3 zile în mormânt, așteptând clipa victoriei sale. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care Te-ai jertfit pentru noi, purtând crucea, care ai intrat în mormânt pentru a învinge moartea și păcatul, fă ca prin crucea Ta și sfânta Ta înviere să mă bucur și eu de roadele jertfei Tale de mântuirea Ta, pentru ca și eu să mă pot bucura de Sfânta Înviere. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruci, Doamne, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Te rugăm după intențiunea Sfântului Părinte, pentru dobândirea indulgențelor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, iartă-ne păcatele, părește-ne de focul și du-i în cer toate sufletele, mai ales pe acele. Bunul Iisus să ne binecuvânteze pe țară, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe prin puterea ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, pleacă-ți urechea la cuvintele gurii mele. Dragi credincioși, să ne apropiem de Sfântul Altar, astăzi când cinstim și Preasfânta Inimă a lui Iisus, cu inimi curate, și să-i cerem la această Sfântă Liturghie să facă din inima sa, din inima noastră, un lăcaș de haruri cerești.
să ne facă inima noastră asemenea inimii sale. Oferim această sfântă liturghie pentru răposatul Ștefan, de asemenea un alt părinte pentru răposata Irina. Acum să ne recunoaștem păcatele, ca să luăm parte cu vrednicie la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, ajutoare pe măsura slăbiciunii noastre. Dă-ne, te rugăm, harul să primim cu bucurie răscumpărarea adusă de Hristos și să o mărturisim prin trăirea noastră, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Să-l condamnăm la o moarte rușinoasă. Citire din Cartea Înțelepciunii. Spun în ei înșiși cei care nu gândesc drept: să-l pândim pe cel drept, căci ne deranjează, stă împotriva faptelor noastre, ne reproșează păcate împotriva legii și ne acuză de păcate împotriva disciplinei noastre. Se prezintă că are cunoașterea lui Dumnezeu și se numește pe sine Fiul al Domnului. A devenit pentru noi reproș al gândurilor noastre și ne este greu și numai să-L vedem. Viața Lui nu este asemănătoare cu a celorlalți și căile Lui sunt diferite. Suntem considerați de El nelegitimi, se ține departe de căile noastre ca de necircumcizie, declară fericit sfârșitul celor drepți și se laudă că îl are pe Dumnezeu drept Tată. Să vedem dacă sunt adevărate cuvintele Lui și să încercăm ce va fi la sfârșitul Lui. Căci dacă cel drept este Fiul lui Dumnezeu, El îi va veni în ajutor și îl va salva din mâna celor care îi stau împotrivă. Să-l testăm prin jignire și chin, ca să cunoaștem blândețea Lui și să ne dăm seama de răbdarea Lui. Să-l condamnăm la o moarte rușinoasă, căci, după cuvintele sale, El va fi supravegheat de Domnul. Acestea le gândesc ei, dar se înșeală. Răutatea lor i-a orbit. Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu, nu speră la răsplata sfințeniei și nici nu stimează recompensa sufletelor neprihănite. Cuvântul Domnului. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobitoare. Domnul
este aproape de cei cu inima zdrobită. Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul, pentru a șterge amintirea lor de pe pământ. Când cei drepți strigă, Domnului aude și scapă din strâmtoroarea lor. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu inima mâhnită. Multe rele se abat peste cel drept, dar Domnul le liberează din toate. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale. Nu va fi zdrobit niciunul dintre ele. Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi. Nu vor fi pedepsiți cei care își caută în el refugiu. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Laudă ție, Hristoase, Regele mărime și cer. Laudă ție, Hristoase, Regele mărime și cer. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Laudă ție, Hristoase, Regele mărimii veșnice. Laudă ție, Hristoase, Regele să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp, Iisus umbla prin Galileea, nu voia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L ucidă. Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a corturilor. După ce au plecat frații săi la sărbătoare, a urcat și el, însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns. Unii dintre cei din Ierusalim spuneau, nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă? Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Hristos? Dar acesta știm de unde este. Când va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis, voi mă cunoașteți și știți de unde sunt. Și totuși nu am venit de la mine însumi, ci într-adevăr este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc pentru că vin de la el și el m-a trimis. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. Cuvântul Domnului.
Iubiți frați și surori în Hristos, iată că mai avem doar astăzi, miercurea viitoare și vinerea viitoare, când vom fi împreună la aceste predici de postul mare, pentru că deja în săptămâna mare voi fi plecat. Voi fi în Cipru pentru a da asistență spirituală și a celebra Paștele împreună cu credincioșii români. Așa că dacă aveți rude acolo, spuneți-le că vor fi Sfinte Liturghii la Larnaca, Nicosia și Limassol. Miercurea trecută am meditat împreună imnul Gloria, acel imn de laudă, de preamărire pe care îl aducem Sfintei Treimi atunci când îl recităm la Sfânta Liturghie. Și am zis că unii îl recită poate ca și o rugăciune de dimineață sau de seară. Pentru că în afară de lauda și preamărirea pe care o aducem lui Dumnezeu, avem acele invocații către Iisus Hristos. Primește rugăciunea noastră, miluiește-ne pe noi. Iată, am vrea ca astăzi să medităm împreună asupra a două lucruri, și anume crezul sau simbolul apostolilor și prezentarea darurilor la Sfânta Liturghie. Fiecare creștin, prin botez, atunci când a primit botezul, împreună cu nașii și părinții, chiar dacă nu era conștient copilul, a fost înrolat în Biserica lui Hristos și nașii și părinții au recitat crezul în numele copilului. Crezul reprezintă învățătura noastră creștină conținută în așa zisul simbol al apostolilor. Simbolul este un semn convențional prin care persoane sau lucruri se pun împreună. De exemplu, în momentul în care noi ne gândim la botez, ne gândim la apa care spală și dă viață. Atunci când ne gândim la Euharistie, ne vine imediat în minte pâinea și vinul, alimente care ne întrețin viața. Sau când ne gândim la căsătorie, ne gândim la gestul pe care îl face un tânăr și o tânără, schimbându-și inelele, și ne gândim la alianța, la legământul pe care ei îl fac de a fi împreună toată viața până la moarte. Atunci când noi recităm crezul, atunci noi ne simțim în legătură și în comuniune cu toți aceia care au fost înaintea noastră și au recitat acest simbol al credinței, ne simțim în comuniune cu toți cei care viețuiesc încă pe pământ, dar suntem în comuniune și exprimăm această comuniune a noastră plin de bucurie și de satisfacție, mulțumire interioară, că suntem în legătură cu Dumnezeu însuși,
cu Tatăl care ne-a creat, cu Fiul care ne-a mântuit, cu Duhul Sfânt care ne-a sfințit și continuă să ne sfințească. Simbolul apostolilor, deci sunt două forme, simbolul apostolilor este ceva mai scurt, ceva mai concis și fiecare copil care se pregătește pentru Sfânta Împărtășanie îl știe pe de rost. Este atunci când recităm simbolul apostolilor, dăm dovadă de apostolicitatea credinței noastre. Avem o credință pe care am primit-o de la apostoli, prin apostoli. Dăm dovadă de catolicitatea noastră. Credința creștină e universală, asta înseamnă catolic, e universală. Dăm dovadă în același timp de unitatea care există și care trebuie să persiste între toți credincioșii. Dar în același timp, simbolul credinței înseamnă și legitimarea intrării noastre în viața veșnică. Atunci când cineva este pe moarte și vine preotul și îi dă Sfintele Sacramente, mulți dintre bolnavi spune: Părinte, vreau să recit crezul, sau preotul îi recomandă să recite crezul, pentru că în forma aceasta își exprimă încă o dată credința lui în Dumnezeu, credința lui în misterele mântuirii noastre, credința lui în biserică și în tot ceea ce ne propune biserica. O a doua formă a simbolului credinței este simbolul niceno-constantinopolitan. Desigur, prima formă a mărturisirii de credință provine de la apostol și s-a cristalizat în secolul al II-lea, prin acea formulă mai scurtă. Dar pentru că au început deja ereziile, iată că episcopii s-au adunat la Niceea în anul 325 și, rugându-se și în genunchi, au formulat o formulă, au prescris o formulă mai extinsă privind învățătura creștină. Iar apoi, în 381, la Constantinopol, din nou, această formulă a fost revizuită și propusă definitiv pentru întreaga creștinătate. Simbolul credinței nu prezintă numai învățătura de credință cu privire la Dumnezeu, unul și întreit, ci rezumă și toate faptele referitoare la istoria mântuirii. Credem în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, credem în Iisus Hristos, credem în Duhul Sfânt, credem în înviere, credem în înălțarea lui Iisus, a suit la cer și a de-a dreapta Tatălui, credem că același Iisus Hristos va reveni în slavă pentru a judeca pe cei vii și pe cei morți, credem în Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl și de la Fiul, credem în Sfânta Biserică Catolică și Apostolică, credem în botez, în iertarea păcatelor, în împărtășirea Sfinților
și așteptăm învierea morților. Iată, sunt aici toate adevărurile de credință. Deci nu numai manifestarea credinței noastre, mărturisirea credinței noastre în Dumnezeu, în Sfânta Trăime, dar și acceptarea de bunăvoie. Și atunci când acceptăm aceste adevăruri de credință, înseamnă în același timp că și suntem hotărâți ca să le trăim. Recitarea crezului la liturghiile din sărbători și din solemnități înseamnă în același timp și o confirmare a ceea ce am auzit în prima parte a Sfintei Liturghii, la liturghia cuvântului. Da, noi credem în tot ceea ce ne-a transmis Dumnezeu prin proroci și prin Fiul Său prea iubit. Recitând crezul, iubiți credincioși, trebuie să o facem nu numai cu vorba, cu limba, dar și cu faptele. Pentru că a mărturisi credința, dar cu vorba, dar a nu o pune în practică, a nu o trăi sau a ne comporta contrar a ceea ce am mărturisit, nu înseamnă a fi un creștin adevărat. Sfântul Augustin ne povestește că un renumit medic, Dioscorus, trăia ca și cum Dumnezeu n-ar exista și câteodată chiar își bătea joc de credință. La un moment dat, ajungând mai bătrân, el devine paralizat, nu mai poate vorbi, nu se poate mișca. Și într-o noapte nu putea să adoarmă și totuși, într-un moment când l-a prins somnul, a visat cum Domnul l-a mustrat și a spus: când erai tânăr, nu ai învățat pe de rost crezul, iar acum îți bați joc de credință. Trezindu-se din somn, a început să facă semne celor din jur, ca și cum ar fi voit să spună ceva. Au înțeles cei din jur că se aducă o hârtie și ceva de scris și voia să le transmită ceea ce a avut în somn, în vis. Și când a scris primul cuvânt, cred, voind să scrie cred în Dumnezeu, spune Sfântul Augustin, s-a vindecat și din acel moment a început să-și trăiască credința. Un alt exemplu, Donoso Cortez, care a trăit între anii 1807-1853, era un renumit scriitor și diplomat al timpului său, care și el, chiar dacă fusese botezat, chiar dacă uneori în viața sa particulară mai dădea unele semne de credință, în exterior nu voia să-și arate această credință. Și fratele său, Pedro, care era un om plin de credință, era pe patul de moarte și când Donoso a auzit acest lucru, s-a dus și l-a vizitat. Și la căpătuiul lui, fratele i-a spus îndurerat: iată, tu ai fost botezat, tu ai credință, dar tu nu ești creștin. Fratele a murit, iar Donoso simte săptămâni întregi în urechile sale aceste cuvinte:
ești botezat, ai credință, dar nu ești creștin. Și la 38 de ani se hotărăște să reia drumul credinței și al practicării credinței. Iată, iubiți credincioși, este un exemplu și pentru noi ca să avem grijă ca ceea ce spunem, mărturisim cu limba, cu gura, să punem și în practică. Și de fiecare dată când recităm, fie particular, acasă, în rugăciunile noastre, fie când venim la biserică, să ne amintim de acest lucru, de legătura care trebuie să existe între mărturisirea credinței și practicarea ei. Trecem la punctul al doilea, și anume la a doua parte, partea tot atât de importantă ca și liturgia cuvântului, liturgia euharistică. Nu sunt două părți care merg paralel, nu sunt două părți juxtapuse, dar sunt două părți importante, două momente care scot în evidență credința noastră atunci când participăm la Sfânta Liturghie. Ceea ce am auzit la liturgia cuvântului, noi reușim să actualizăm la masa cuvântului. Și aceste două părți se disting între ele. Vedeți pe preot că după lecturi, după rugăciunea credincioșilor, revine la altar, de la masa cuvântului la masa euharistică. În primele veacuri era mult mai ușor ca să se distingă aceste două părți, pentru că la un moment dat, după proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, se auzea un glas: catecumeni retrocedant, sic vis catecumenus exeat. Catecumenii să iasă. Dacă este în mijlocul vostru vreun catecumen, vreunul care nu este încă botezat, dar se pregătește pentru botez, să iasă. Pentru că catecumenii, păcătoșii publici și persoanele excomunicate, nu aveau voie să participe la a doua parte a liturghiei, la liturgia euharistică, pentru că nu erau pregătiți ca să asiste și să participe activ la misterele mântuirii și de aceea trebuiau să iasă. Dacă ne referim la Evanghelie, ne amintim de acea parabolă pe care ne-a relatat-o Iisus despre omul care a venit la nuntă fără haină de nuntă. Prietene, cum ai ajuns aici? I-a adus reproșuri. Iată, la botez noi primim haina de nuntă, primim haina albă a nevinovăției și trebuie să ne-o păstrăm. Numai așa putem să participăm activ la Sfânta Liturghie. Sigur, după veacuri s-a considerat că această practică a expulzării din comunitatea creștină a catecumenilor, a păcătoșilor publici și a persoanelor excomunicate era prea dură, prea aspră, s-a renunțat la dânsa. Dar nu chiar dacă s-a renunțat la această practică, nu s-a renunțat la sensul, la ideea pe care voia să o exprime. Și anume, noi când venim în fața Domnului, am făcut, desigur, la începutul Sfintei Liturghii, acel act de căință, ne-am mărturisit păcatele, l-am rugat pe Dumnezeu să ne ierte. Liturgia cuvântului proclamată ne-a ajutat ca
să conștientizăm care este datoria noastră de creștini, cum trebuie să ne mărturisim și să ne practicăm credința. Cu toate acestea, dacă avem în sufletele noastre un păcat care considerăm că ne ține departe de Dumnezeu, nu putem să ne apropiem și să participăm în totalitate la ceea ce înseamnă Sfânta Liturghie. Liturghia completă e și cu Sfânta Împărtășanie. Cât de mult suferă acei credincioși care nu pot să se apropie din diferite motive, nu pot să se apropie de Sfânta Împărtășanie. Preasfințitul primește multe cereri, eventual de la persoane divorțate și recăsătorite, care ar dori să se spovedească, ar dori să se împărtășească, dar nu au această posibilitate. Ei bine, e necesar ca atunci când venim la Sfânta Biserică să încercăm cât e posibil să fim cu sufletele curate pentru a ne putea apropia de Sfânta Împărtășanie. Se prezintă darurile la altar, vedeți ministranții care ne ajută, aduc darurile pe altar. În același timp se face eventual o colectă care înseamnă susținerea bisericii, susținerea activităților bisericii sau ajutorarea celor săraci. Rugăciunea aceea în Duhul smereniei și cu sufletul căit să fim primiți de Tine, Doamne, ca să-Ți fie plăcută jertfa noastră și apoi acea rugăciune asupra darurilor care au fost aduse și prezentate pe altar. Iată, să participăm cu multă atenție la toate aceste rugăciuni, la toate aceste gesturi și liturghia va fi rodnică pentru noi. Dumnezeu va privi cu bunătate, cu bunăvoință asupra noastră, ne va primi cererile pe care îi le aducem pentru noi și pentru ceilalți, iar noi vom simți prezența lui Dumnezeu în sufletele noastre. Lăudat să fie Iisus și Maria! Fraților preiubiți, să ne rugăm cu încredere lui Dumnezeu, Tatăl preîndurător, ca toți oamenii să poată primi cuvântul Lui și astfel să meargă pe calea mântuirii. Părinte Ceresc, care L-ai trimis lumii pe Fiul Tău, dăruiește-i bisericii harul ca prin meditarea cuvântului Tău și prin celebrarea Sfintei Euharistii să se reînnoiască pururi și să se desăvârșească în sfințenie. Trimite cuvântul Tău la toți frații noștri, ca ei să Te poată cunoaște și iubi cu adevărat. Te rugăm, ascultă. Celor care caută adevărul, dăruiește-le bucuria întâlnirii cu Tine. Te rugăm, ascultă. Luminează familiile noastre și sporește în ele dragostea și armonia prin citirea și trăirea cuvântului Evangheliei Tale. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-le tuturor celor care participă la această sfântă liturghie harul ca, fiind conștienți că fac parte din poporul preoțesc al lui Hristos, să facă din viața lor o jertfă de laudă adusă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii. Primește-i pe răposații noștri în bucuria veșnică. Ascultă, Dumnezeule, cu bunătate rugăciunea bisericii Tale, să nu fie niciodată lipsiți de ajutorul Tău aceia cărora le dăruiești bucuria să participe la misterile Tale. Prin Hristos, Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale spre lauda și mărirea numelui Său și spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale. Dumnezeule Atotputernic, dă-ne harul ca prin puterea acestei jertfe să ajungem mai curați la izvorul ei, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Dumnezeului nostru, vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu spre mântuirea fiilor tăi ai orânduit un tip deosebit în care să-și redobândească curăția inimii. Și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare încât să răvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te lăudăm zicând fără încetare. Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne învrednici să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Aduce aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să vă desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatea Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii.
Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul. Dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Rămâi cu noi, toți te rugăm, rămâi.
când întunericul ne învăluie și teama ne cuprinde, rămâi cu noi, Iisuse. Doamne, rămâi cu noi, toți te rugăm, rămâi mereu cu noi. Când ne amenință primejdia și ne lipsește curajul, rămâi cu noi, Iisuse. Doamne, rămâi cu noi, toți te rugăm, rămâi mereu cu noi. Când cel rău ne ispitește și sufletul ne este în cumpănă, rămâi cu noi, Iisuse. Doamne, rămâi cu noi, toți te rugăm, rămâi mereu cu noi. Tu ne dai pacea adevărată, ești odihna sufletelor noastre, rămâi cu noi, Iisuse. Doamne, rămâi cu noi, toți te rugăm, rămâi mereu cu noi. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, dăruiește-ne harul ca după cum am trecut de la semenul cel vechi la semenul cel nou al mântuirii, tot astfel, lepădând omul cel vechi, să ne renoim cugetele în sfințenie, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, Sfințirea la inimă lui Iisus ne-a ridicat. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocârmiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, primirea lui Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Consfințire către inima lui Iisus. Prebune Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului Tău. Suntem ai Tăi, voim să fim ai Tăi și ca să fim mai strâns uniți cu Tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii Tale preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage pe toți la inima Ta preasfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească pentru a nu peri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii Tale, libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas. Lăudată să fie dumnezeiasca inima lui Iisus, care ne-a dobândit mântuirea. Ei să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-mi în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. Preasfântă inima lui Iisus, Domnul să fie cu voi. Îndreaptă-ți privirea, Doamne, spre slujitorii Tăi și ocrotește-i cu milă. Trimite-le ajutorul Tău din cer celor care se încred în bunătatea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposaților. Ștefan, de asemenea Irina, pentru că răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui Veșnic. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ca chiar și morții te-ai spus, și ai vins ținea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdea reșarul baptismal. Mereu cu candela aprinsă, vom sta în așteptarea, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom Primește-ne, Nata, lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl.
Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Preslujitorii Tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui-n veșnica lumină, să Te slăvească neîncetat. Amintește-Ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunii verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi unge capul cu un de lemn și paharul meu e plin de sere parsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și-n pururea și-n vecii vecilor. Amin. Amintește-Ți de mine, Doamne, în împărăția. Doamne, îndură-Te de ei, Hristoase, îndură-Te de ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și purtea și în vecii vecilor. Să ne rugăm. Pleacă-Ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul slujitorului Tău, Ștefan, pe care L-ai chemat la Tine din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-L unești cu mulțimea Sfinților Tăi prin Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să o deslezi pe sora noastră Irina de legătura morții și să o primești în ceata aleșilor Tăi prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Și vede fiul.